Gheorghe Șoldan și-a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava. Acesta a depus jurământul în prezența premierului și al președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Și noi consilieri județeni au depus jurământul. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor județului Suceava. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor județului Suceava. Așa să ne ajute. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Suceava. Așa să ne ajute. După depunerea jurământului, cei prezenți au făcut câteva declarații. Vreau să mulțumesc cererilor. Vreau să mulțumesc locuitorilor județului Suceava care m-au votat și au avut încredere în mine. Și promit că o să-i fac mult. Vreau să mulțumesc împotrivă și celor care au avut o altă opțiune politică. Și vreau să-i asigur că te va părea rău că nu au avut atunci. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc vechii administrare a Consiliului Județean. Vreau să le mulțumesc pentru ceea ce s-a întâmplat. Vreau să le mulțumesc vechilor consilieri județeni. Și vreau să îi felicit pe viitorii consilieri județeni. Dragi colegi, să știți că nu e mandatul un singur om, e mandatul nostru împreună, ca și echipă. La final va conta ce am făcut noi împreună. Și vreau să vă asigur de sprijinul meu. Vreau să facem echipă, să lăsăm urmările politice la urmă, să uităm de partide politice. Să intrăm aici, în această sală, și să muncim pentru județul Suceava, fiindcă avem un județ de dezvoltat. E o campanie electorală acum, alegeri generale și alegeri prezidențiale, dar va trece și făcea cu campanie. Așteptările sunt imense de la noi. Oamenii așteaptă să dezvoltăm acest județ. Să facem bine județul Suceava. Vreau să vă felicit. În primul rând, pe dumneavoastră, noua echipă de consilieri de țin ai județului Suceava. Astăzi, cum e normal, este o zi plină de emoții. Pentru că în care aveți o nouă demnitate, ați depus un jurământ și sunt foarte convins că pentru George, nou președinte, George Șoldan, vreau să mă obișnuiesc și o să fiu președinte, pentru că știți toată președinților. Emoție astăzi va trece. De mine încep provocări. De mine încep discuțiile atât cu cetățenii, cât și cu ceilalți aleși din județ, care vor veni la noua administrație, la noua echipă, cu proiectele lor. Mă bucur mult că președintele adesea dumneavoastră a început cu acest apel transpartit. A face echipă. Mai avem 30 de zile pentru unii de campanie, vreo 44 de zile pentru alții de campanie. Oamenii vor trece aceste zile de campanie. Încercați. Nu vreau să vă dau sfaturi. A fost colegul dumneavoastră, consilierul de țean,
încercați să nu depășiți anumite linii roșii, pentru că ar trebui să vă vedeți foarte des în această sală și să construiți ceea ce ați promis oamenii. Sunt îndrețezit, pentru că am primul din colegii noastre. Reacția noastră, eu am fost pe un loc la tinere, am primit la cuvinte, am văzut ce s-a cerut. Și atunci am primit de linii, când am ajuns pe șeful de lume, l-am primit pe ședinte de lume. Cea mai puternică organizație, care a făcut de partidul nostru după anul 1990. După aceea, am ieri redus o promovă, știind ce zace în lumea lui, l-am pus pe lista elegerilor la Camera Deputaților. În primul zile, s-a cumpărat pe președinte, domnului premier, președinte, care a fost președinte partidului, și anul nostru, și mi-a făcut cinci. A fost a ministrul și cărândul să demonstreze ce ai vrut să până acum, pentru că nu zboare de șapte de la mine. Eu te fericit. Felicit și consiliere județeni și îndemn și eu la bună colaborare pe tine județul. Eu îți prevăd un viitor frumos și sunt convins de faptul că ne vei întreși așteptările. Modul în care și-au prezentat cuvântul antevorbitorii mă ridică, mă obligă să mă ridic respectivul viitoare și să îndrăznesc ca vă spune câteva vorbi. E un moment apart de încheiere pentru unii, de un nou început pentru alții, dar pentru marea majoritate, să știți că, de fapt, majoritatea în slujba cărora ne aflăm cu toții, e doar un moment pasager, dar care naște noi așteptări, speranțe, semne de întrebare și orizontul de așteptare a celor care ne-a trimis aici este unul foarte mic și foarte scurt. Așa că, dragilor, toți cei care ne-am ales pe o funcție mai mică sau mai mare, până la urmă toți vom ajunge niște foști. Mai repede. Imparțial ca tot românul, ținând cont de momentele fierbinți așa pe care le trecem, nu pot să închei decât dorindu-ne în egală măsură succes și împlinit la toți.